Îl folosesc și la altele. L-a dezinfectat, sterilizat, curățat, inclusiv apa pe care o beau în fiecare zi. Pentru mine asta e o măsură. Are 750 de mililitri și o beau în fiecare zi. Și îi dăm drum. Haideți să vedeți frumusețe. Ei, imaginați-vă că apa, în timp ce noi vorbim, devine pură. Aerul, mâncarea, alimentele, tot ceea ce tratez cu ajutorul imunocubului meu, devin mult mai curate și mai sănătoase. Am simțit-o, repet, pe pielea mea. Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. O bucurie pentru mine, o bucurie și pentru dumneavoastră, un dar la început de an nou. Suntem alături de Riz Van Rusu, prietenul meu drag. Începem anul așa în forță și cu prieteni de suflet, ceea ce face mare, mare, mare plăcere, Riz. Mă bucur enorm să fiu din nou lângă tine și lângă toți minunații noștri telespectatori. Pentru mine e o plăcere mereu să vorbesc, pentru că tu mă lași să fiu cât de logoreic vreau eu și slavă Domnului, s-a scăpat borcanul când m-a creat Dumnezeu cu logoree maximă. Și dacă toți suntem la început de an, atunci eu zic că, na, pregătindu-ne să intrăm în anul nou chinezesc, că tot am promis data trecută când am fost la tine invitat, să vorbim de anul nou chinezesc, nu? Știu că toată lumea vorbește pe tema asta și eu sunt doar încă unul care mai vorbește pe tema asta. Dar știi cum e? Una din definițiile favorite ale mele, ale conceptului de fericire, e una din Steinhardt, care spune, domnule, fericirea înseamnă să ai opțiuni. Așa încât atunci când ai mai multe opțiuni și vorbește și Gigel și Costel și Maricica și Tutulica și mai vorbește și Rusu, atunci mai ai o opțiune, știi? Uite, m-am pregătit aici, am găsit prin casă un iepuraș alb, ca să nu fie, și e foarte drăguț. Foarte frumos, asta înseamnă că putem folosi emisiunea asta și de Paște. Ține minte. Da. Bine, el nu este de Paște, pentru că vezi că este de ăsta specific Feng Shui-ului. Putem să punem în el tot felul. Uite, iar am să ating un pic această denumirea anului. Știu că nu ești întru totul de acord cu ea și m-am uitat și la emisiunea de data trecută, după emisiunea, m-am uitat dacă există undeva iepurele de apă neagră și am găsit câteva postări, două articole, dar într-adevăr nu semnificative. Dar nu e vorba că nu sunt de acord. Fiecare om poate să numească ce vrea cum vrea. Ideea este că în limba chineză, da, vorbim despre iepurele de apă. Adică cuvântul negru nu apare acolo. Apare. Într-adevăr, cum îți ziceam eu și data trecută, nu mai știu dacă în emisiune înainte sau după, ca și element metafizic în metafizica chineză, apa are asociată culoarea neagră. Și atunci, într-adevăr, nu ar fi o greșeală să spui chestia asta, dar nu simt eu nici nevoia să adaug, pentru că în special în țările este europene, inclusiv în România, negrul cumva tinde să fie asociat cu ceva negativ, ceea ce evident și asta este total fals. Și atunci de ce să nu fie doar un iepure de apă și aia e? Da, probabil că și din dorința noastră de senzațional, de ceva, wow, mi-au adăugat acest negru, deci nu vă speriați, este iepurele de apă. Și cam atât. Vorbim așa, ne spui câteva trăsături caracteristici ale acestui an. O să fie mai bun, o să fie și mai bun decât anul trecut, ca să nu spunem mai rău, pentru că fiecare an o să fie absolut minunat. Deci toți anii trebuie să fie absolut minunați. Nu avem de ales în privința asta, pentru că mie nu-mi place noțiunea asta de, cum să zic, de sentințe. Știi, uneori există persoane care sunt destul de sentențiale. O să vezi că și noi, astăzi, dacă o să-mi permiți, când o să fac un pic de predicții pentru toate cele 12 zodii chinezești, o să-mi permit pentru prima oară să fac un truc. Adică în loc să le iau în ordinea clasică, cu șobolan, bou și mai departe, o să le iau într-o ordine a unui rating, a unei clasificări de la bine la rău. Dar noi trebuie să înțelegem că sunt doar 12 zodii și noi suntem 8 miliarde de oameni, da, care respiră în același timp acest pământ. Nu ai cum, din punct de vedere statistic, din punct de vedere metafizic sau cum vrei tu,
să împarți 8 miliarde de oameni în 12 categorii și aia e. Da? Adică eu când o să zic, de exemplu, și ți-o zic, am și Cocoș, da? Ca zodie, asta sunt eu. Cocoș e pe ultimul loc, pe locul 12 din 12. Păi bun, și asta ce înseamnă? Eu să-mi pun ștreangul de gât acum pentru că sunt Cocoș, deci sunt pe locul 12 din 12, la revedere? Nu, nici de cum. Cheia este să știi să capitalizezi resursele de care beneficiezi, să știi să-ți manifesti resurse suplimentare și, dimpotrivă, atunci când ești pe la fundul unui clasament, să știi să te mobilizezi în așa fel încât să manifesti tot ce trebuie. Pentru mine chestia asta este o oportunitate. Oamenii nu trebuie să ia veștile predicțiilor și știi că asta spun mereu, ca niște sentințe, pentru că ele sunt generale. Una este o predicție generală pe care o faci, alta este o chestie pe care o particularizezi pentru fiecare om în parte și chiar nu cred că aș avea vreun coleg care să mă contrazică la chestia asta, că cu toții suntem de acord. Într-adevăr, există trenduri generale, pentru că există niște steluțe, planetuțe care traversează cerul și care ne influențează și aceste trenduri, ele vin și ne dau niște semne de exclamare pe care noi e bine să le luăm în seamă și în funcție de ele trebuie să ne preocupe anumite aspecte sau nu. Că uite, acum, vezi, mă faci tu să pun paie pe foc? Pun paie pe foc. Așa. Mă întrebau mulți oameni cam care ar fi diferența dintre predicțiile astrologiei europene și ale astrologiei chinezești. Pentru că, uite-te, de exemplu, eu sunt vărsător, ca și tine, suntem binecuvântați. Da. Cea mai frumoasă zodie din univers, da? Eu sunt Cocoș. E, în astrologia chineză, predicțiile pentru zodia Cocoșului sunt tenebroase pentru anul 2023. Dar predicțiile pentru vărsător, cu care sunt convins că ești la curent că, na, așa, ai văzut că nu sunt atât de tenebroase. Nu, sunt foarte bune. Dimpotrivă, sunt cel puțin colega mea dragă și scumpă, care na, la tine am cunoscut-o și care mi-a prezis, mi-a zis numai de bine. Înțelegi? Și atunci mă întreabă lumea și pe drept cuvânt. Băi, dar nu se bate cap în cap că vine chinezul și îmi spune aha, ești Cocoș, asta înseamnă că n-ai nicio stea bună, ai numai stele rele, totul e nasol, vai de mine, ai grijă, spital, pierdere de bani, sărăcie, bla bla tra-la-la. Și vine astrologul de, vine Minerva, uite draga de ea cum îmi vine în minte acum, și îmi spune Minerva, bă, Rizvan, o să-ți fie bine că ești vărsător. Și ea cred că tot vărsătoare e, dacă nu mă înșel. Ea și Camelia. Și Camelia la fel și mai departe. Știi? Și vin fetele și îmi zic, Rizvan, uite ce mișto o să fie. Și atunci, cum e asta cu bătutul cap în cap? Și vreau să lămuresc asta și-s convins că mulți dintre telespectatori sunt interesați. În primul rând trebuie să înțelegem că sistemele chinezești și european sunt total diferite în abordarea lor. Da? Total diferite. Sistemul european merge pe funcționalitate planetară. Eu nu sunt astrolog european, cu siguranță o să încerc să nu aberez, dar detalii au unde să găsească oamenii. Asta înseamnă că în astrologie europeană ne uităm, doamne, Marte trece pe nu știu unde, intră în conjuncție cu nu știu cine, da? Funcționăm pe planete. În astrologia chineză, dincolo de pozițiile planetare pe care și ei le iau în calcul, că iată, avem Tai Suiul, da? Marele duce Jupiter, deci ei deja știu despre anumite chestii planetare, ei funcționează preponderent pe poziții stelare, pe stele. Da? Și există inclusiv acum, în astrologia europeană, un curent prin care se analizează astrologia stelară, care aparent dă niște răspunsuri diferite față de cea planetară. Da? Sunt pur și simplu școli diferite, abordări diferite și moduri diferite de a vedea universul. Este ca atunci când tu privești un măr. Tu poți să privești un măr dintr-un unghi și să spui, uite, îți arăt un exemplu foarte simplu, da? Nu suntem la TV, deci facem reclamă. Telefonul ăsta e de culoare neagră, da? Dar dacă l-am întors așa, este roșu. Și atunci aveți, îl vezi dintr-o parte îl negru, într-o parte îl vezi roșu. E același telefon, care are mai multe fațete. Noi, ca oameni, suntem ca un diamant. Un diamant cu multiple, multiple, multiple fațete, pe care noi, an de an, le șlefuim prin ceea ce facem sau le ciobim prin ceea ce facem. De asta,
Nu trebuie niciodată să ne speriem și nici să ne bucurăm foarte tare de predicții, indiferent de sistemul în care sunt făcute, ci să luăm lecții din fiecare și noi să ne străduim să devenim mai buni. Asta e toată șmecheria, după părerea mea. Okay? Și acum hai să revenim la anul iepurului de apă, pe care în continuare am să-l numesc pentru simplitate anul 2023, iertată fie crasa simplificare, dar e mai ușor așa. Există câteva linii primordiale care sunt valabile pentru toată lumea, indiferent de zodia în care s-a născut. În primul și în primul rând, în anul 2023, dacă ții la tine și la viața ta, la prosperitatea ta și la tot ce ține de fericirea ta, este bine ca în primul rând, numărul 1, să te focalizezi pe dezvoltarea capacităților proprii tale minți. Anul iepurului este prin excelență un an mental. Un an în care lemnul yin conținut în iepure ne manifestă în fiecare dintre noi scăpărările alea electrice din creierea și capul. Ne manifestă legăturile neuronale care ne fac să fim poate mai inteligenți sau poate mai pe fază sau poate mai curioși sau poate mai deschiși către a studia. Multă lume va simți chestia asta. De asta eu am prezis, nu-mi place cum sună asta, dar asta e, că în anul 2023 setea umană pentru cunoaștere și în special pentru cunoaștere spirituală va crește. Deci una dintre chestii e ca noi să ne focalizăm pe dezvoltarea mentală. Cum? Citind, documentându-ne, poate mergând la un psiholog, la un coach, poate citind o carte de coaching, poate intrând pe YouTube unde găsim o tonă de materiale și de tutoriale. Orice știi tu. Doi la mână. Prioritățile cât mai clare, standardele cât mai clare și organizarea timpului cât mai clară sunt cheie de aur în anul 2023. Anul 2023 va veni cu iluzia timpului mult scurs și mult scăzut. Până acum, ce simțeam noi că zboară timpul? O să vezi în 2023 cum începe să se simtă o lună de parcă a trecut o clipă. Și atunci, într-o iluzie a timpului atât de rapid curgător, este bine ca noi să fim extraordinar de bine organizați. Lenea, amânarea și disfuncțiile temporale nu mai au ce căuta în anul ăsta pentru nimeni. Al treilea aspect fundamental al anului 2023, și aici aș face poate legătură cu denumirea ta de apă neagră, nu știu dacă are vreo treabă, dar așa îmi vine mie, din punct de vedere al taoismului, anul 2023 este un an de cunoaștere a umbrei, a propriei umbre, adică acele laturi întunecate pe care fiecare dintre noi o avem. Da? Te gândești, ți-a greșit șeful, te-a enervat și în mintea ta începi să bolborosești acolo și să-i urezi de bine, știi? Aia este umbra. Umbra noastră, vorba marelui psiholog Carl Gustav Jung, este acea parte de obicei neîmpăcată și frustrată și care din când în când își mai face simțită prezența prin diferite bușeuri din astea fantastice de nervi, de agitație, de agresivitate, de vise ciudate și mai departe. E, în anul 2023, toate zodiile, poate cu excepția câinelui, care să zicem că e un pic scutit de partea asta, este bine să lucreze cu această umbră, să o cunoască, să o îmblânzească, să o accepte, da? Și să lucreze cu ea în mod activ. Pentru că noi de obicei, în loc să lucrăm cu umbra asta, noi o băgăm și mai sub covor, și mai sub preș. Nu vrem să dăm bine în fața oamenilor, nu vrem să manifestăm această umbră. Și uite așa apar angoasele și apar toate cele. Persoanele care nu vor lucra cu umbra înspre acceptarea ei în anul 2023 sunt supuse riscului de a dezvolta anxietate. Așa încât, dragii mei, vă recomand să lucrați cu chestia asta. Al patrulea sau oricât ori a fi de aspect, este foarte important să înțelegeți că în anul ăsta antrenamentul, indiferent de ceea ce dumneavoastră faceți, repetiția, învățarea temeinică sunt cheie a succesului. Nu mai este permis din punct de vedere astral, astrologic, cum vrei tu, succesul la întâmplare, norocul chior și dă Doamne să împice subiectele alea trei pe care le-am învățat în 50. Nu. Deci la anul trebuie să ne antrenăm, trebuie să ne
mobilizăm, să învățăm bine, să învățăm cu adevărat și să ne pregătim temeinic dacă vrem succes în orice fel de domeniu al vieții. Următorul punct, în special pentru zodiile cocoși, știu eu, tigru și așa mai departe, o să ajungem să le luăm la rând, trebuie să ne obișnuim că există și noțiunea de disconfort. Pentru că uneori noi ca oameni, trăind în iluzia asta a permanenței și așteptându-ne ca totul să meargă mereu bine ca așa vrem noi, da? Nu suntem obișnuiți că există și noțiunea de disconfort, nu suntem obișnuiți că există și noțiunea de neprevăzut, da? Și atunci o să vedeți că unele zodii e bine să fie pregătite și pentru asta. Și așa cum spuneau vechii stoici, noi puteam să ne pregătim pentru disconfort și pentru neprevăzut. Cum? Luând în calcul toate posibilitățile. De exemplu, un exemplu banal și poate stupid, mă duc la o consultație medicală. Bun, poate este trafic, poate plouă, poate în București nu se circulă cum trebuie, poate o să întârzi. Dacă nu mi-am în calcul situația asta și nu trec prin filtrele mele mentale, ok, întârzi, dacă întârzi, poate totuși mă vede domnul doctor. Dacă am întârziat iremediabil și nu mă vede, cu siguranță pot să mă reprogramez, nu? Dacă gândesc chestia asta dinainte și cumva întârzi, sunt pregătit, am analizat opțiunea. Dar dacă n-am pregătit-o dinainte mental și am întârziat, o să mă apuce toate spumele pe românește. Pentru că am întârziat și vai de mine și o să fac din țânțar armăsar. Că așa se întâmplă. Și atunci anumite zodii vor trebui să învețe tehnica asta, care nu în nicio formă, poate unii o să zică, vai, tragea rău. Mă lăsați cu superstițiile. Nu e vorba de trasa rău. Este vorba strictamente de a te pregăti pentru neprevăzut, de a te pregăti pentru disconfort. Da? Din pricina asta, următorul principiu, una din uneltele cele mai puternice care va funcționa pentru toate zodiile anul viitor și pe care o recomand, cum să zic, să fie cheia de aur din buzunarul fiecăruia, este tehnica vizualizării creative. Vizualizarea creativă, acum știu că multă lume se gândește la The Secret, la chestii astea mai comerciale. Ei bine, vizualizarea creativă, anul viitor, pentru toată lumea, indiferent de zodie, dar mai presus pentru câini, șobolani și iepuri, va fi de cel puțin 20 de ori mai puternică și mai eficientă decât până la... Da? Ceea ce înseamnă ai grijă ce vizualizezi, ai grijă ce-ți dorești, pentru că ce-ți dorești e posibil să se întâmple. Ok? Apoi, un alt principiu. Anul 2023 este un an care, din punct de vedere al șamanismului Bön tibetan, este un an de recreere și de readucere la origini. Un an de manifestare a energiei strămoșești. Și din pricina asta, șamanii Bön din zona Tibetului spun că în acest an al iepurelui, că știi că și în Tibet au exact aceleași zodii cum ne avem și noi în zodia cu chinezesc, da? În acest an al iepurelui, noi este bine să ne focalizăm pe ritual. De aceea, unul din lama cu care eu am studiat șamanismul Bön spunea așa, în anul 2023 trebuie să practici poate de 3 ori mai mult ritualul decât ai practicat până acum. De ce? Pentru că este un an în care te reintegrezi în matricea originală strămoșească, ancestrală, dacă vrei, și ai șansa să-ți recuperezi, zic ei, o mare parte din forța transgenerațională, strămoșească pe care o ai în spate. Da? Și atunci recomand tuturor oamenilor, indiferent de Dumnezeul lor, ca să zic așa, să folosească ritual. Ești creștin ortodox? Minunat, foarte bine. Faci ritualuri creștin ortodox. Aprinzi o lumânare, citești un psalm, te duci la biserică, dai de pomană. Ce se face? Ești musulman? Minunat. Există ritualuri musulmane. Ești, nu știu ce, există ritual. În toate filiațiile și credințele există ritualul. Focalizează-te pe ele. Și cum spunea maestrul meu, citez, traducându-l în română, într-un an al simbolurilor folosește-te de magie. Pentru că la tibetani
Anul Iepurilor, anul 2023, este considerat un an al simbolurilor. În anul 2023, puțină lume știe și eu am văzut că nimeni n-a zis până acum la televizor lucrul ăsta, magia va fi cea mai puternică din ultimii 60 de ani. Este un an de o magie absolut fantastică ca și putere, în special pentru anumite zodii pe care o să le vedeți mai încolo. Da? Așa încât toate preocupările dragilor noștri telespectatori care au de-a face cu ritualurile, cu invocarea, cu magia, cu credința, cu rugăciunea, cu vizualizarea creativă, toate vor fi mult mai puternice. Da? Și stați liniștiți, după aia vine anul de dragon și să fâsâie chestia asta, dar măcar un an, da, avem cumva o portiță deschisă prin care puterea noastră ocultă va tinde să crească foarte mult. E, și într-un astfel de an, poate că sfatul cel mai important este să ne întărim conexiunea cu divinitatea. Pentru că, da, la nivel global, o să se întâmple niște anumite chestii urâte. Da? Și în mijlocul acestor chestii urâte, cea mai mare ispită a manipulării mondiale este ca noi să trăim închistați în frică, în teamă, în groază. Acea închistare în frică, în teamă, în groază este cea care ne ține pe loc. Este cea care ne depărtează de divinitate. Pentru că acolo unde e frică, credința este slăbită. Da? Când, uite, îți dau o tâlcuire, nu știu, parcă am mai zis-o la o emisiune la 6TV. Eram de mult, de mult, de mult la un moment dat la biserică în Titan, la bisericuța aia de lemn. Și era perioada aia în care la televizor peste tot apăreau toți nenii care spuneau că urmează să vină un cutremur devastator în România și murim toți și nu știu ce, mă rog, n-a venit niciun cutremur, n-a mai contează. Și era o doamnă acolo după slujbă, se ducea la părintele și era foarte afectată și asta o întreabă, dar ce aveți, doamnă? Și doamne, mi-e frică rău. De ce? Păi nu vedeți că toată lumea zice că vine cutremurul, că nu știu ce, că la la la. Și preotul ăla, un preot tânăr, care acum probabil nu mai e atât de tânăr, i-a spus o chestie fantastică, a luat-o așa de mână și a zis, doamnă, dumneata, crezi în Dumnezeu? Și ea spune, da, desigur, părinte, cum să nu cred? Și el i-a zis, păi și atunci de ce ți-e frică? Atât de profund. Atunci când există credință, nu există frică. Cultivați conexiunea cu divinitatea. Cum faci asta? Cel mai bun mod de a face asta în anul 2023 este de a regăsi scânteia divină interioară, pe care mulți uităm că o avem. Măi, mulți uităm de noțiunea de suflet pe care l-a pus acolo Doamne, Doamne, în interiorul nostru. Eu îl numesc maestru interior, da? Sau sclipire interioară. Învață să comunici și să cultivi cât se poate de mult comunicarea cu maestrul interior. Este foarte important asta. În fiecare zi poți să faci acest lucru manifestând gratitudinea, ducându-te în interiorul tău, imaginându-te atunci când faci rugăciune, că faci rugăciunea asta din templul inimii tale și așa mai departe. Și ultimul sfat general, și după aia intrăm în predicții, poate fi sintetizat pentru o zicală foarte cunoscută. Nu tot ce zboară se mănâncă. Da? Anul 2023 va fi un an al iluziilor, va fi un an al falsurilor, va fi un an al minciunilor, va fi un an al manipulării în stil mare și atunci e bine poate să nu credeți tot ce auziți din prima fără să verificați, pentru că vor exista tot felul de situații în care oamenii vor căuta să inducă anumite stări disonante, anumite stări de teamă, de frică, de neîncredere, de deziluzie în populație. Și eu să vă rog următorul lucru. Vă pun aceeași întrebare pe care a pus-o părintele la. Crezi în Dumnezeu? Dacă da, atunci de ce ți-e frică? N-ai de ce. Da? Astea sunt principalele sfaturi, să spunem, pentru anul 2023. Acum, ca și predicții, mă cunoști foarte bine și știi, eu nu o să zic că o să fie cu tremur, o să fie bomba, o să fie nu știu ce. Dar ce pot să zic este că va fi un an în care, din punct de vedere artistic, umanitatea va avea foarte mult de pierdut. Pentru că fie se vor distruge, fie se vor pierde, fie se vor fura niște opere de artă extraordinar de importante și prețioase,
și lucrul ăsta se va întâmpla în repetate rânduri de-a lungul anului 2023. Fie se vor desacra, fie se vor, nu știu, vom vedea, apar n-am. Al doilea lucru pe care îl spun și e foarte important este că din punct de vedere al economiei mondiale trăim sau vom trăi într-o iluzie și mai mare. Conform cifrelor vom avea senzația că e mai bine. Deja am văzut la știri că PIB-ul e nu știu cât și toate cele sunt foarte bune și minunate. Dar senzația reală, obiectivă, pe care noi o să o avem în buzunare, în conturi și în viață, va fi un picuț disonantă cu această realitate cifrică, statistică, economică. Și atunci, cel mai important sfat pe care îl dau, în special dacă sunteți în zodiile de toamnă, da? Maimuță, cocoș, câine, puneți bani deoparte, strângeți bani, faceți economii. Sigur, nu doar astea trei zodii. Pentru toate zodiile este important să facem economii în anul care vine. Legat de război, toată lumea mă întreabă, o să continue războiul într-o formă sau alta, o să continue, cu siguranță. Dar având în vedere că multe lucruri noi nu le cunoaștem în toată povestea asta cu războiul, vom vedea cum exact și în ce mod o să continue. Ce e drept este că noi, ca Românie, ca țară, conform configurației noastre energetice pentru anul 2023, să știi că suntem foarte protejați. Da? Și nu că ne protejează știu eu ce organisme militare internaționale, vorbesc din punct de vedere energetic. Din punct de vedere energetic, România este mai protejată decât alte țări, fără niciun fel de problemă. Din punct de vedere al afacerilor profitabile pentru România, turismul va fi în creștere, imobiliarele vor fi în scădere, comerțul în general va fi în creștere, deși prețurile cel mai probabil vor crește. Tot ceea ce ține de educație va fi un declin total și masiv, din păcate, în țara românească. Nu știu din ce cauze și nu mă bag, dar va fi. Din punct de vedere al artei românești avem declin, arta de asemenea la nivel mondial va fi în declin și din punct de vedere al spiritualității eu cred că va fi o creștere în România, dar un declin global, pentru că lumea tinde să se îndepărteze de valorile și virtuțile divine. Acum mă întreba cineva de unăzi, domne, o să fie accidente, pot să zbor cu avionul? Am făcut odată o prostie tot la tine în emisiune și s-am prezis eu accidentul din Malaysia cu Malaysian Airlines și cu accidentul ăla, dacă mai ții minte, că cu tine eram. Și după ce avionul ăla chiar a căzut, mi s-a umplut frigiderul de la 200.000 de oameni că am dobărât eu avionul, că am zis la Olga Croitoru că o să pice. Băi, n-aveam nici eu, nici Olga Croitoru cum să doboare Malaysian Airlines-ul. Faptul că pilotul ăla era drogat sau nu știu ce naiba avea, că nu mai țin minte exact povestea, pur și simplu s-a văzut. Așa că de atunci eu nu mai fac astfel de predicții. Evident, acum trebuie să fii marele paranormal să-ți dai seama că o să mai pice cât un avion. Că... statistică, da? Asta o să vă las să le descoperiți singure. Cel mai important este să vă focalizați pe predicțiile principale. Dar înainte de a intra în predicții, mi-ar plăcea dacă îmi dai voie să mă joc un picuț cu noțiunea, cu noțiuni simplu de utilizat și de aplicat din Feng Shui pentru 2023. Da? Okay. Pentru că, până la urmă, știi care e treaba? Este important ce putem să facem noi ca să ne fie mai bine. Și destinul nostru e cumva făcut în trei aspecte mari și late. Dacă e să o iei din perspectivă chinezească sau taoistă. Există componenta cerului, da? Ce-ți dă Dumnezeu, cum zic românii, da? Destinul tău. Există componenta pământului, adică mediul ambient unde locuiești, casa ta, feng shui-ul tău, job-ul tău, locul de muncă, etc. Și există componenta om, adică ce faci tu, domne, ce faci tu exact și precis și concret ca să-ți fie într-un fel anume. Și dacă vrei așa, grosomodo, fiecare din bucățile astea are undeva la o treime importanță aproximativ. Așa că dacă eu zic în predicție, iată un alt motiv pentru care predicția generală e interesantă, dar nu e 100% aplicabilă, predicția generală se bazează doar pe o treime din cunoaștere. În rest, cunoaște, omul trebuie să cunoască că mediul în care locuiește,
contează. Și acțiunea lui, ce face el, contează foarte mult. Așa că, dacă o să fiu o zodie la care eu zic dă bine, dar mai faci și două, trei trucuri pe care vi le recomand în Feng Shui, cum o să-ți fie? Excepțional de bine. Da? Dacă e o zodie la care vezi că poate nu zic neapărat de bine, dar faci niște trucuri simple pe care ți le recomand în Feng Shui, cum o să-ți fie? Foarte bine. Da? Deci mie nu-mi place să spun o să-ți fie nașpa asta, ia du-te și împușcă-te. Nu există așa ceva. În metafizica chineză noi avem o vorbă. Pați sau pachci, cum zic unii, este diagnosticul și Feng Shui este tratamentul. Printr-o predicție de coloanele destinului nu poți să ajungi la o concluzie. Poți să ajungi la un diagnostic, între ghilimele. Dar există tratament. Așa cum te duci la medic și îți recomandă să iei nu știu ce, la fel și noi recomandăm să iei niște Feng Shui la bord. Și Feng Shui ăsta, în principal, având în vedere că vorbim de un an distinct, tindem să folosim majoritatea aici, cred că majoritatea școlilor ne cam pupăm și ne înțelegem între noi, majoritatea folosim ceea ce se cheamă Shuang Kong Facing, adică școala stelelor zburătoare. Cu toată, toți au auzit de stele zburătoare. De ce nu folosim școala celor 8 palate sau alte formule? Pentru că e un an, un anișor. Doar ca anișorul ăsta, firar el să fie, este mega important. Știi de ce e mega important anul ăsta 2023? Pentru că din 2024 se schimbă perioada. Știi că se încheie perioada lui 8 și trecem în perioada lui 9. Perioada lui 8 a durat 20 de ani. 2023 va fi ultimul an de perioadă 8. Iar din 2024 până în 2043 inclusiv, vom avea perioada lui 9, în care stelele 9, 1 și 2 vor fi bune. Poate, dacă o să-ți facă plăcere și dacă vor și telespectatorii, o să vorbim odată despre cum să ne adaptăm și să ne ajustăm la perioada lui 9. Ei bine, partea interesantă e așa. În Feng Shui, în ciclurile astea care se cheamă Yuan, în ioanii ăștia care se schimbă, pe perioada lui 8, 9, 1, 2, etc., întotdeauna anii de trecere, adică anul imediat înainte și anul imediat după trecere, sunt anii deosebit de speciali. Da? Deci 2023, să știi, și 2024 sunt niște ani speciali de cotitură pentru istoria umanității. De ce 2023? Pentru că el prevede trecerea în perioada lui 9, și 2024, pentru că el este primul an din perioada lui 9. Da? E, din această pricină, remediile Feng Shui pe care noi le aplicăm pentru anul 2023, ele sunt deosebit de importante pentru că vor pune bazele bunăstării inclusiv în 2024. Și știm cu toții în 2023, sau dacă nu știm, aflăm acum, în Loșu, în centrul Loșuului, avem steaua 4. Având steaua 4 în centrul Loșului, ea fiind prinsă acolo, nouă ne spune că, în multe cazuri, lecția principală a vieții persoanelor va avea de face cu aspectul academic și mental, știm clar că steaua 4 este o stea academică, și cu aspectul amoros, pentru că steaua 4 este și ea o stea de tip floare de piersică, peach blossom, cum îi spunem noi, adică ne poate afecta în bine sau mai puțin bine, în funcție de cum se combină cu alte stele și energii, la nivel de amor. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că centrul casei devine unul dintre cele mai sacre locuri ale casei noastre pentru anul 2023, pentru că devine locul în care noi putem să demonstrăm și să ne arătăm nouă înșine, subconștientului nostru, că suntem pregătiți să învățăm și suntem pregătiți să dăm și să primim iubire. Ce înseamnă asta? Sub nici cea mai mică formă să nu vă pună necuratul, să vă certați sau să aveți conflicte în centrul casei anul viitor. Orice fel de conflict, ceartă, neînțelegere, scandal în centrul casei va amplifica orice altă formă de negativitate din toată casa aia. Centrul casei anul viitor trebuie să-l considerăm sacru. Sacru. Pur și simplu. La chinezi există un ritual
atunci când vine steaua 4 în centrul casei, odată la 9 ani, ca la trecerea dintre ani, soțul și soția să se ducă în centrul casei, să se țină în brațe și să se sărute pasional timp de 9 respirații, după care să-și facă un cadou și să-și jure iubirea unul celuilalt. Este ca și cum ei profită de energia aia sacra a stelei 4, astfel încât să-și reînnoiască anumite jurăminte pasionale de iubire și trimit, zic ei astfel, un val de energie pozitivă care traversează tot loșul, traversează tot planul casei. Și recomand să faceți chestia asta pe 4 februarie. Da? Este foarte bine să plasați remedii de lemn în centrul casei. Bambusul tradițional, orice fel de plante care să fie, cum să spun eu, sănătoase, să nu aibă frunze ofilite, uscate, să nu fie lăsate neudate, să nu fie lăsate să moară. Dacă plecați în concediu, fie aveți grijă cineva să vină și să le ude periodic, fie măcar nu le mai țineți acolo. Da? Pentru că orice fel de remediu din lemn, adică plante vii în centrul casei, vor aduce beneficii și prosperitate amoroasă și academică celor care locuiesc acolo. Mai departe, în nord-vest, va poposi temuta stea 5 galben. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nord-vestul devine, bineînțeles, sectorul tragic al casei, devine sectorul catastrofelor și din pricina asta este cel mai important ca în nord-vest să remediem situația folosind metal. Metalul înseamnă orice formă de obiecte făcute din metal, care pot fi mai mici sau mai mari în funcție de, evident, suprafața pe care vrem să o remediem. Pot fi de la remedii tradiționale, aici colega Georgia poate să explice cel mai bine, pentru că ea se pricepe foarte bine și are toate remediile astea tradiționale, și pot fi remedii tradiționale sau pot fi orice fel de remedii metalice. De exemplu, într-un birou, da, în nord-vest, nu poți să te duci și să pui nu știu ce broaște înfipte, nu știu ce, chitcăți din metal, pentru că poate omului ăluia nu-i dă bine să apară cu aia, știi? Și atunci poți să pui o decorațiune din metal, birou însuși să aibă elemente metalice, poate e un dulap sau un cuier sau absolut orice. Da? Deci poți să pui orice este metal, pentru că este foarte, foarte important să înțelegem că elementul metal inhibă manifestarea stelei 5 galben, care este o stea de pământ. Ok? Mai mult decât atât, începând cu data de 4 februarie, evităm pe cât posibil orice formă de renovări, orice formă de dărâmat, orice formă de mutat mobile, orice formă de construcții și reconstrucții în zona nord-vestică a casei noastre. Dacă aveți de făcut orice fel de modificări structurale în casă, asigurați-vă că până la 4 februarie zona de nord-vest e terminată. Orice fel de bormașină, orice fel de picamăr, orice fel de zid dărâmat sau dat cu ciocanul în pereți după 4 februarie în nord-vest, este posibil să supere această energie a lui 5 galben, care e destul de volatilă și să producă efecte deosebit neplăcute. Okay? Și să știți că pentru 5 galben, 2-3 monede dale de metal nu sunt suficiente pentru inhibare, așa încât metalul trebuie să fie suficient de mult. Urmând traseul loșului, funcționăm spre steaua 6, pe care o regăsim anul care vine în vest, ceea ce înseamnă că acolo avem acumularea energiei carierei noastre, a autorității noastre, a abilității noastre de a fi asertivi, de a ne impune în viață, a abilității noastre de a cunoaște succes social. Da? Oricine are, de exemplu, un job care are de a face cu PR-ul, cu HR-ul, cu organizarea de evenimente, cu emisiuni, cu podcasturi, cu radio, cu televiziune, este bine să profite de direcția vestică și de sectorul vestic al casei. Da? Pentru că steaua 6, atâta timp cât va fi întărită, va reuși să ajute persoanele să aibă mult, mult, mult succes în carieră. Cum întărim steaua 6?
Putem întări staua șase prin activarea prin mișcare, activarea cu o fântânică de apartament, fără niciun fel de probleme, deși să știți că stelei șase îi plac foarte mult și remediile de tip pământ transparent, adică cristale. Dacă aveți cristale și vă plac acestea, puteți să le plasați în vestul casei pentru a potența energia benefică a carierei. Asta vă va ajuta în promovarea la locul de muncă, în mai buna înțelegere cu colegii și cu șeful, în mai buna integrare în grup. De asemenea, dacă sunteți, că mai sunt din ăștia influenceri, da, sau aveți un rol în social media, la anul sectorul influencerilor și al social media este sectorul vestic și steaua 6, pentru că aia este carieră. La fel tot ce ține de autoritate și impunere, dacă lucrați în poliție, dacă lucrați în avocatură, în judecătorie, sectorul vestic este un sector de care trebuie să profitați. Recomand avocaților și judecătorilor să aibă biroul în sectorul vestic al clădirii în care activează anul viitor pentru a întâmpina cu cel mai mare succes oportunitățile care li se oferă. Mergem mai departe în sectorul nord-estic, unde poposește la anul steaua 7. Știm foarte bine că steaua 7, în primul rând, e cunoscută ca fiind steaua hoților, a furturilor, a pierderilor, a tot felul de nenorocii, a incendiilor de multe ori. De asemenea, este steaua bârfelor, este steaua geloziei, este steaua discordiei, când își bagă în michiduță coada. Da? Și steaua 7 este bine ca ea să fie neapărat inhibată. Obligatoriu e bine să o inhibăm. Și ca să inhibăm steaua 7, este foarte bine să folosim elemente care o slăbesc. Slăbirea stelei 7 se face folosind de obicei apă statică. Asta înseamnă nu acvariu cu pești sau fântânică de apartament, ci pur și simplu un, mijloc de ăsta decorativ, un bol cu apă, cu niște pietricele înăuntru, cam asta ajută. Da? Tradițional, cel puțin în școala în care am învățat eu, inhibarea stelei 7 se făcea prin plasarea într-un bol cu apă a unor pietre de râu. În mod decorativ se poate face ceva care să arate bine. Și chestia asta, atât timp cât apa aia e mereu schimbată și păstrată proaspătă, inhibă dezvoltarea energiei stelei 7, adică, mai ales dacă știți că sunteți predispuși hoților, hoției și mai departe, este foarte important să faceți această dezactivare, ca să spunem așa. Da? Mai mult decât atât, steaua 7 este o stea care predispune la incendii. Așa încât în casele vechi de perioada 6-7, steaua 7 în nord-est poate să predispună la incendii. Cei care au bucătăria în nord-est pot fi predispuși la incendii în anul 2023. Și atunci, dezactivarea stelei 7 nu că e importantă. Ai spus ce care au bucătăria în nord-vest? Nord-est. Aha. Da. În nord-est este fundamentală dezactivarea acestei stele. Da? Bun. După aia mergem în sud, unde avem steaua 8. Este ultimul an în care steaua 8 este steaua principală a prosperității. Noi ne-am obișnuit ca steaua 8 să fie steaua principală a prosperității de 20 de ani. De ce? Pentru că suntem în perioada lui 8. În momentul în care se schimbă perioada, acum sigur că nu o să fac lecție de teorie să nu plictisim pe nimeni, dar în momentul în care se schimbă perioada, steaua care devine steaua perioadei devine steaua principală a prosperității, adică din 2024, steaua principală a prosperității va fi steaua 9. Da? Dar deocamdată încă în 2023 suntem cu steaua 8. Și evident, așa cum știm, steaua 8 are de-a face cu banii, cu bogăția, cu finanțele și cu prosperitatea și îi place foarte mult să fie activată folosind apa în mișcare. Așa încât, dacă doriți să vă activați prosperitatea, niște fântânică de apartament, niște acvariu cu pești, niște apă în mișcare în sectorul sudic este binevenită, cu excepția situației în care, bineînțeles, aveți în sud dormitorul și dormitorul e folosit. În dormitoare nu ne place să avem apă în mișcare, pentru că dormitoarele sunt prin excelență de natură yin, iar apa în mișcare este yang. Ok? Bun.
Cam greu să ai exact păsud, de exemplu, acvariu. Și mă gândesc la acvariul meu care are 200 de litri de apă, care este mai înspre sud, dar este așa un pic de sud-est. Măi, nu trebuie să pui neapărat acvariu cu 200 de litri de apă. O să pui o mică fântânică de apartament. E foarte simplu. Și ce fac cu acvariu dacă stă acolo? Că nu-l pot mișca. A scos la un moment dat Maria Nicol, care în puțină lume știe că este o mare specialistă în ale filmului, un scurt metraj pe care eu am avut marea plăcere să-l urmăresc și pe care sper că așa STV o să-l difuzeze la un moment dat, pentru că este, după părerea mea, o capodoperă. Și dacă urmărești acolo scurtmetrajul minunatei tale fiice, vei vedea. Angajează un consultant bun care o să-ți dea cele mai bune remedii și soluții. Auzi, pentru cineva că dacă acvariul nu este tocmai bine poziționat în anul respectiv, să-i pun capacul. Să stea tot timpul cu capac. Și peștii aia nu mor fără oxigen acolo? Mor, că au niște găurele pe acolo, adică nu... Da. Știi foarte bine că eu nu sunt conflictual, nu-mi plac conflictele, așa încât am să mă abțin. Ideea e foarte simplă. Apa din acvariu de obicei tinde să activeze. Tu ai zis că l-ai undeva în sud-est, corect? Da. Sud-estul nu ne place, pentru că în sud-est vom vedea când ajungem acolo, este o a treia anul care vine. Dar o să vedem că și steaua asta a trei, domnule, se dezactivează folosind elementul foc și o să te învăț eu ce să faci la acvariu, fără să-i pui capac, că săracii pești poate vor și aia să vadă tavanul. Vreau să dau foc până acum. Nu trebuie să-i dai foc, doamne ferește, doar să folosești un pic de culoare roșie. Okay. Bun, dar hai să trecem în nord, că de la... Nord. De la steaua 8 în sud trebuie să poposim la steaua 9 în nord. Steaua 9 care, iată, evident începe să prindă tot mai multă putere pentru că ne apropiem de perioada lui 9 și știm foarte bine că și steaua 9 este o stea financiară, dar se referă în general la banii viitori. Se referă la investițiile noastre, se referă la creditele financiare, se referă la puterea noastră financiară viitoare, la amortizarea investițională, la toate lucrurile astea. Și din pricina asta este o stea deosebit de importantă. Deosebit de importantă. Și înainte să zic ce-i facem la asta nouă, vreau să observe telespectatorii noștri că în anul 2023 se activează ceea ce se cheamă axa solară. Axa solară, în metafizica chineză, este axa nord-sud. Când pe axa nord-sud în Loșu, adică sud, centru, nord, găsim stele la timpul lor, adică stele benefice, și toată axa devine benefică, noi spunem că se activează axa solară. În anul 2023, axa solară e activată în sud cu steaua 8, în centru cu steaua 4, în nord cu steaua 9. Deci avem această linie 8-4-9, ceea ce ne face ca în casa noastră cumva să existe această înjumătățire, această linie de jumătate de energie deosebit de benefică. Această axă îi va ajuta în mod special pe cei care au ușa de la intrare în sud sau pe cei care au ușa de la intrare în nord. Dar asta nu înseamnă că ea nu are efect pentru toată lumea. Da? Revenind la steaua nouă, dacă vrem să ne meargă investițiile, dacă vrem să obținem împrumuturi de la bancă, dacă vrem ca banii noștri din viitor să ne susțină, dacă vrem să reușim să facem economii și să punem bani deoparte, avem nevoie să activăm steaua nouă. Stelei nouă îi place, bineînțeles, și ei mișcarea, deci putem și aici să folosim fără probleme acvariu și fântânică și mai știu eu ce, dar putem să mai folosim o chestie foarte drăguță care stelii nouă îi place foarte, foarte mult. Steaua nouă este o stea de foc și îi place foarte mult lemnul, așa încât în nord, de asemenea, este recomandat să aveți componentă de lemn viu, că sunt plante de apartament, că sunt tradiționalii bambuși chinezești,
ce vă place dumneavoastră, dar lemnul viu, cât mai tânăr plantat, spun ei în mod tradițional, ar fi un simbol de manifestare al stelei nouă în toată splendoarea ei. Ok? Și ultima stea bună de care vorbim este steaua aflată în sud-vest. În sud-vest, unde avem poposită la anul steaua 1. Steaua 1 care este deosebită pentru că este stea care manifestă nobilii noștri pe viitor, manifestă capacitatea noastră de inteligență, manifestă capacitatea noastră de a lua decizii bune la momentul potrivit și la locul potrivit. Și tot steaua 1 este cea care acum, mai mult decât oricând, ne ajută în mod extraordinar de mult să ajungem la longevitate. Pentru că ne apropiem de perioada lui 9 și din perioada lui 9 steaua 1 va deveni și o stea a longevității, funcție pe care deja începe ușor, ușor să o ia. Asta înseamnă că steaua 1 e bine să fie cât se poate de deschisă și cât se poate de activată. Evitați astfel în sud-vest orice formă de mizerie, orice formă de dezordine. Evitați ca în sud-vest să fie acumulate, depozitate toate chestiile pe care nu le mai folosim din casă. Da? Dacă aveți cumva de baraua în sud-vest, va trebui să faceți un pic de ordine și să o aduceți la lumină. Da? Mai rău dacă aveți WC-ul sau toaleta în sud-vest, acolo nu prea aveți ce face, dar asta e, nu putem toți să fim fericiți și nu putem să le avem pe toate. Iar dacă aveți biroul, de exemplu, sau dormitorul, sau living-ul, puteți să activați suplimentar steaua 1, folosind în mod evident remediul de apă. Este o stea specifică de apă, îi place apa, fie statică, fie dinamică. Dar e important să înțelegem așa. În anul 2023, sudul, centrul, nordul, vestul și sud-vestul sunt sectoarele benefice. Dar mai avem încă două de care trebuie să discutăm, care deși au stele negative, este important să vorbim despre ele ca să știm cum să le dezactivăm. În primul rând, în est, steaua bolilor, steaua 2, care se dezactivează folosind elementul metal. În mod tradițional, se foloseau monede chinezești, dar în ziua de astăzi să înțelegeți că ceea ce contează nu e că e monedă, ci contează că e metal. Așa încât fie decorațiunile tradiționale chinezești din metal pentru inactivarea lui 2, din nou întrebați-o pe Georgia, fie orice fel de obiect metalic plasat neapărat în sectorul estic, astfel încât să inactivăm sau să micșorăm măcar riscul îmbolnăvirii în anul 2023. Și în sectorul sud-estic, ultima dintre steluțe, steaua 3, steaua certurilor, steaua disputelor, steaua neînțelegerilor, care e una dintre cele mai ușoare de dezactivat dintre stelele negative, pentru că ea se dezactivează folosind elementul foc și dezactivându-se folosind elementul foc, ea reacționează extrem de repede la el. Ce înseamnă elementul foc? Că ajungi să rămâi la acvariul tău. Nu trebuie să dai foc acvariului, Doamne ferește, dacă vrem pește prăjit îi luăm direct morți. Pur și simplu înseamnă ca, de exemplu, lângă acvariu sau în zona sud-estică, acolo unde se află acvariu, să plasezi orice fel de elemente care să aibă culoarea roșie sau roz sau portocaliu, toate fiind culori corespunzătoare elementului foc și adăugând un plus de activare a elementului foc. De asemenea, element foc înseamnă servere, calculatoare, dar nu cred că arată bine puse lângă acvariu, așa că pică opțiunea asta, sau noțiunea de corp de iluminat, cu lumină caldă întotdeauna. Da? Dar dacă ar fi pentru steaua 3, eu întotdeauna aș merge pe culoarea roșie. De exemplu, să presupunem că vreunul dintre telespectatori are ușa de la intrare în sud-est. Da? Asta înseamnă că tot intrând pe ușa aia, ce o să activeze? O să activeze steaua 3, adică va fi o casă în care este posibil să predomine certuri, scandalul și neînțelegeri. Cum dezactivează el energia stelei 3? Poate să pună, de exemplu, un preș la intrare de culoare roșie și este suficient. Ce trebuie să înțeleagă oamenii cu steluțele astea este că ele niciodată nu se activează sau se dezactivează 100%.
Faptul că ai pus Preșul Roșu sau nu știu ce la Steaua 3 nu înseamnă că nu te mai ceri tot anul cu nimeni. Dar înseamnă că energia asta a certurilor va fi mult moderată, mult ținută în frâu și atunci un lucru care ar fi putut fi foarte complicat se transformă doar într-un conflict banal. E foarte simplu. Da? Deci asta trebuie să știm neapărat. Mai mult decât atât, legat de Feng Shui-ul casei în 2023, este foarte important să ținem minte că Estul reprezintă un aspect deosebit de important. Dincolo de Steaua 2, în Est este Marele Duce. Marele Duce Jupiter, Iepurele, anul care vine, ceea ce înseamnă că Steaua 2 și zona estică e de două ori mai negativă în 2023 decât a fost în 2022. Deci este foarte, foarte, foarte important să înțelegem că Estul trebuie obligatoriu să fie inactivat folosind metal. Obligatoriu. Da. Și un alt aspect important, apropo de Nord, acolo unde se află Steaua 9, așa cum v-am spus, Steaua 9 este de 3 ori mai puternică decât în anii anteriori, odată pentru că se apropie perioada nouă, doi la mână pentru că, odată cu Steaua 9 în Nord, avem 3 stele fundamentale, astea se numesc stele auxiliare, și anume Steaua Fortune Virtue, virtutea norocului, este o stea foarte importantă, Steaua Peach Blossom, floarea de piersică, care ne aduce carismă și succes prin comunicare, și Steaua Prosperității, Prosperity Star, care toate traversează în 2023 sectorul nordic. Din cauza asta, Nordul și întreaga axă Nord-Sud devine o axă energetică de o putere inimaginabilă pentru manifestarea dorințelor personale, nu numai în plan financiar. Un începător ar zice, ok, stelele 8, 9, astea sunt cu banii, asta e. Nu numai. Având în vedere că în centrul casei se află Steaua 4, vorbim și de manifestarea scopurilor academice, vorbim și de manifestarea scopurilor relaționale, de manifestarea scopurilor amoroase, da? Tot felul de astfel de scopuri care sunt deosebit de, zic eu, importante. Da? Deci de luat în seamă cumva că în anul ăsta stelele sunt un pic mai volatile, un pic mai puternice decât erau în anii trecuți, da? În special Steaua 2 și Steaua 9. Okay? Unde e bine să ne petrecem cel mai mult activitatea în anul 2023 în casă sau la birou? Clar și fără dubiu, cele mai bune sectoare sunt sudul și nordul, în modul cel mai clar și cel mai evident. Asta nu înseamnă că o să ne petrecem toată viața în sud și în nordul casei, dar înseamnă că e bine să facem în așa fel încât chiar să căutăm, da? să facem chestia asta. Și aș vrea să dau o dată... Da, or să fie întrebări legate de unde poziționăm patul ăsta, spun clar, pentru că mulți o să zică că l-au, nu știu, pe nord, pe est, pe... Nu există o soluție generală de unde poziționăm patul. Patul se poziționează în casă în funcție de guaul personal, de numărul destinului personal care se calculează în funcție de anul nașterii și care număr îți dă 4 direcții favorabile și 4 nefavorabile. Și în funcție de direcțiile alea favorabile, coroborat cu stelele anuale aflate în sectoarele casei tale, se va găsi sectorul și direcția cea mai potrivită pentru plasarea patului. Că eu acum pot să zic, puneți patul în sud că e cu 8, puneți în nord că e cu 9, puneți în vest că e cu nu știu ce, cu 6. Dar asta nu înseamnă... Ales să nu fie. Ar fi frumos să nu. Da. Ales să nu fie, dar dacă e de metal... Dacă e de metal, poți să-l pui și în nord-vest, n-am nicio problemă, deși să dormi în Steaua 5 nu e neapărat cel mai plăcut lucru din universul ăsta. Dar aș vrea să dau o dată, în general datele astea eu le dau pe la cursuri și conferințe, dar îmi permit să dau măcar o dată de activare. Această dată de activare e foarte importantă pentru că e o dată la care dacă veți plasa remediile Feng Shui, efectul lor va fi amplificat. Și este vorba de data de 11 ianuarie 2023, ora 12 ziua, da? Intervalul ăsta orar practic între 11 și 1, dar cu miezul 12, este
foarte, foarte bun pentru activare. Și aș vrea să mai dau încă o alternativă, care e data de 21 ianuarie 2023, la ora 12:30 ziua. Da? Astea sunt două dintre datele, mai sunt evident și altele, dar astea ne interesează pe noi acum. Astea sunt două dintre datele cele mai bune pentru activarea sau dezactivarea remediilor feng shui în casă. Ok? Și deocamdată cred că general este suficient să știe lumea informațiile astea despre stele și despre feng shui, ca să mai avem timp să le facem și predicții. Că lumea o să vrea și de-astea, îți spun eu. Știu. Dar mai zi-mi tu ce vrei să mă întreb până la predicții, că eu vorbesc și nu mă mai opresc. Nu, asta vreau să te întreb, pentru că întotdeauna astea sunt întrebările legate de centrul casei, dar ne-ai spus, legate de ușa de la intrare și legate de poziția patului. Și pentru că recomand patul să nu fie în nord-vestul casei în anul care vine și nici orientat cu direcția capului spre nord-vest. În rest, particularizăm fiecare situație, pentru că așa se cheamă că suntem profesioniști. Da? Dacă zicem, puneți patul în sud, că așa e bine, și toți 8 miliarde de oameni brusc trebuie să-și pună patul în sud, aia este o dovadă de superstiționalism, nu de profesionalism. Nu, eu am întrebat pentru că ai spus că steaua 2 este pe est. Uh-huh. Da? Cred că dacă stau să calculez, există un apartament care să nu aibă dormitoare și la est? Nu prea. Eu n-am dormitor în est. Nu ai dormitor în est. Mă ghidez după întrebările pe care le-am spus. Faptul că ai dormitorul în est la anul nu e nicio crimă. Înseamnă doar că ai dormitorul acolo unde e steaua 2. Dacă este 4 spre est... Păi așa, n-are nicio treabă direcția cu locația. Asta e o mare confuzie. Okay. Da? Deci nu confundăm sectorul cu direcția. Tu poți să ai, de exemplu, un sectorul estic, un scaun care poate să stea pe direcția est, sud, vest, nord-vest, ce direcție vrei tu în același sector. Anyway, ideea este că dacă ai dormitorul în est, nu e nicio crimă. Îl remediezi, așa cum v-am spus, folosind elementul metal, pe care poți să-l pui când vrei tu sau dacă vrei să fie mai șmecher, folosești datele pe care le-am dat și atunci, lăsând elementul ăla metal, tu minimizezi foarte, foarte mult efectul negativ al stelei 2. Uh-huh. Da? Iar la ușa de la intrare este foarte simplu ce remediu să pui. Cel mai mișto pentru la anul e să ai ușa la sud. Dacă ai ușa la sud sau la nord, evident că beneficiezi direct de vibrația stelor 8 sau 9. Și atunci intră banii în casa ta. Da? Și nu mai trebuie să pui nimic în mod special sau dacă vrei poți să activezi un picuț cu o fântânică la ușă. Dar dacă ai, de exemplu, ușa nord-vest, evident că acolo e problemă mare pentru că activezi cu fiecare deschidere și închidere a ușii steaua 5 și asta nu-i bine. Și atunci trebuie să pui neapărat element metal într-o cantitate umană, da? Nu am mai auzit de astea, cu pui un munte de metal, pui o... Dacă ai două uși? Dacă ai două uși și le folosești în mod egal, una poate e într-un sector bun, alta într-un sector. Trebuie să gândim, știi? În feng shui este foarte mult de gândit în mod logic. Uite, de exemplu, poți să ai o ușă în sectorul sudic și o ușă în sectorul nord-vestic. Am o clientă pe care am văzut-o chiar de ună zi, care are situația asta și mă întreabă ce să fac. Băi, e foarte simplu. Folosește-o mai mult pe aia din sud că ți-aduce bani și mai puțin pe aia din nord-vest că ți-au ce nenorociri. Dar ca să minimizăm nenorocirile, pune și tu niște metal în nord-vest. E foarte simplu. Dacă gândim, multe rezolvăm. Și e una din lecțiile lui 2023, dacă mai ții minte că am zis, e chiar prima. Să învățăm să ne folosim toate Q-urile astea, știi? IQ, EQ, SQ, toate inteligențele posibile, astfel încât să ne manifestăm cât putem de mult inteligența. Și ține minte, 2023 e un an care nu iartă, ascultă ce spun. E un an în care, apropo, că oamenilor le place să vorbim despre karmă, plățile karmice se vor accelera fantastic.
ai făcut-o ți-o iei. Deci este extrem, extrem de simplu și asta aviz tuturor celor care sunt puși pe prostii în viața asta. Ai făcut-o ți-o iei instant și în moduri urâte. De asta anul 2023 este un an în care lecția e simplă. Fiți buni, fraților! Fiți buni pentru că viața este un bun temporar. Viața este un bun temporar în care cu cât profităm de fiecare clipă ca să facem bine și să ne ajutăm semenii, cu atât ne va fi mai bine după. Promovați iertarea, promovați iubirea, promovați compasiunea și o să vedeți cât de bine o să fie. Inclusiv la nivel global, păi tu crezi că energia războaielor e făcută din suma bunătății oamenilor? Hai să fim serioși. Războaiele apar în momentul în care vibrația energetică a omenirii a scăzut sub o anumită limită critică. Și atunci apar cutremurele de pământ, apar inundațiile oribile, apar războaiele, apar toate nenorocirile astea. Cu cât omenirea devine mai bună și ea devine mai bună prin fiecare individ în parte și prin eforturile și strădanile lui, cu atât omenirea va avea parte de mai puține războaie și de mai puține nenorociri. Și să ții minte chestia asta. Uite, cineva de aici, de lângă mine, îmi spune, îmi pune două întrebări. Zona de activare a sănătății și zona de activare a bunăstării. Activezi sănătatea punând metal în est, activezi bunăstarea activând sudul și nordul. Bunăstarea o activezi punând apă, fântânică de apartament sau acvariu în sud și nord. Sănătatea o protejezi punând metal în est. Gata. Notat? Bun. Perfect. Ok. Atunci, dacă tot am trecut așa rapid în revistă Feng Shui, dar ți-am zis și le-am mai zis la oameni, dar tu nu vrei să dai asta pe post, nu? Dacă m-ai invita mai des și vorbi mai mult așa, mă, nu pot să dau în două ore 500 de tone de info. Dar tu nu vrei. Nu. Da. Și te crede cineva că eu nu vreau. Așa, cât cu siguranță intrăm în mai multe detalii. Pentru că, uite, vezi, sunt niște chestii și ritualuri drăguțe care se pot face apropo de bobotează de Sfântul Ion pentru prosperitate. Dar poate ai făcut indirect o promisiune că măcar o dată pe lună. Nu zic mai mult, că știu că ești ocupat, dar măcar o dată pe lună să ne vedem. Dacă îți face plăcere și oamenii vor, cu mare drag. Cu mult drag. Eu abia aștept să ne vedem și fizic, să vin în studio acolo. Aia este cel mai... Și eu aștept. E frumos și online, iată că am avut și conferință online și toate alea, dar online asta îmi convin pentru că sunt sute și sute de oameni și n-am unde să-i introduc, așa încât online funcționează. Dar așa one on one, eu zic că merge și live. Dar hai să trecem un pic și în partea de astrologie și să facem niște predicții generale și haioase. Dar dincolo de general și dincolo de haios, eu vreau să dau câte un secret la fiecare zodie. Pentru că eu știu că fiecare zodie, și știu asta foarte bine, sigur că în fiecare an norocul fiecărei zodii variază și în fiecare an lucrurile pot fi diferite pentru noi, da? Că nu avem cum să avem, domne, același noroc non-stop, așa, că nu se poate, avem și noi legea ritmului. Dar eu vreau să vă dau azi, dincolo de mici predicții, secretul succesului pentru 2023 la fiecare zodie și vreau să spun că eu n-am dat chestia asta nicăieri și niciodată până acum, ești prima și îți promit că și ultima. Da, la care dau chestia asta, așa încât scurt și pe doi la fiecare zodie după predicții dau și secretul. Secretul la unele e mai simplu, la unele e mai puțin simplu, dar oricât de simplu ar părea, să știi că el se ajunge la secretul ăsta prin niște calcule speciale, folosind hexagramele, și sunt acele chestii minimale care pot produce efecte maximale. În știință se cheamă the butterfly effect, prin care se spune că atunci când un fluture bate din aripioarele lui într-un capăt al lumii, poate să producă ca și efect un tsunami la celălalt capăt al lumii. La fel și aici, o aplicare a unei chestiuni foarte simple în aparență în viața ta poate să producă în întregul an un efect de tsunami benefic pentru tine. Așa încât telespectatorii care doresc să ne ascultă sfatul o să facă, cei care nu, că nu-i obligă nimeni, dar eu îți dau pentru fiecare zodie aceste secrete.
Dar, cu permisiunea ta, așa cum ți-am zis deja cu vreo oră și ceva, nu vreau azi să-ți dau zodiile în ordinea lor. Dom'le, da, ani de zile de când ne știm și tot o dăm pe zodii, o luăm cu șobolan, cu bocutii, cu iepure, cu nu știu ce. Ei, azi nu vreau să o luăm așa. Azi o luăm în funcție de un rating. Da? E un rating. Mă bucură foarte mult că oricum eu eram ultima. Da. Da. Ratingul ăsta este calculat nu de mine. Mi-am permis să iau un rating al unor oameni mult mai inteligenți și deștepți decât mine. Este calculat de 3 maestri de ai mei care au ajuns la aceeași concluzie cu mine, dar n-am să zic că am calculat eu niciodată, pentru că îmi respect maestrii și atunci am să spun maestrii mi-au calculat și este vorba de Jesse Lee, de Joe Yap și de Hua Xingyu. Și acești maestri au ajuns la același rating, toți trei. Și este ratingul pe care o să vi-l prezint și eu. El se bazează pe calitatea și cantitatea unor stele poziționate și aspectate pe cerul nostru pentru fiecare zodie. Și o să prezentăm predicțiile de la foarte bine la trebuie să faci ceva ca să fie foarte bine. Mie așa îmi place să zic. Da? Are un miros ca după ploaie. Ei, mie îmi place foarte mult, am sentimentul că natura e curățată, că inhalezi un aer cât se poate de curat, de ozonificat, da? Și în condițiile în care ai această percepție în propriul birou, îți creează acea zonă de confort, să o numim așa. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. Pe locul întâi, premiul întâi, facem ca la Olimpiană, da? Pe locul întâi, premiul întâi, cea mai fericită zodie din universul ăsta pentru anul 2023 este șobolanul. Șobolanul este cea mai fericită zodie din punctul nostru de vedere pentru 2023. Este un an în care, la nivel de carieră, în primul și în primul rând, este absolut genial. Deci îmbrățișează un șobolan de aici. Bun. Toți șobolanii care vor carieră o să o aibă. Șobolanii au o capacitate în anul 2023 ce vor aia să întâmplă. Deci au o capacitate mistică, au 6 stele mistice care se activează în zodia lor și din pricina asta ce vor aia să întâmplă. Orice oportunitate pe care doresc să o manifeste, să manifestă. Dar asta vine imediat și cu prețul responsabilității. Ei trebuie să fie responsabil, să-și echilibreze diversele aspecte ale vieții și să gândească neapărat în 2023 pe termen lung, să nu fie acel tip de oameni care, mamă, ce mișto, iau, te reușesc eu să manifest chestia, că manifest cu o mașină, mâine o femeie, mâine nu știu ce. Gândește, dacă tot ai capacitățile astea, că din 2024 fac puf, da? Gândește pe termen lung. Da? Ca să pui bazele a ceva extraordinar. Da? Deciziile lor vor fi de cele mai multe ori bune și dacă nu se gândesc prea mult la ele. Au un noroc financiar mult mai mare decât norocul din ultimii 12 ani. Norocul academic este absolut fantastic dacă au de dat examene, doctorate, tot felul de lucruri. Da? La nivel de sănătate, cei cu boli cronice vor trece printr-un an în care simptomele vor ceda și se vor simți mult mai bine și de aceea este un an în care trebuie să meargă și să țină poate o dietă, să facă niște sport, niște acupunctură, niște fiecare cu ce terapie îi place. De ce? Pentru că atunci când se simte bine organismul și intru peste asta și întăresc ciul lui, cu atât mai mult ajung la sănătate. Da? Și un capitol de mult uitat de șobolani și care va merge excepțional în anul 2023 este capitolul relațional. Mai ales șobolanii care au fost singuri în ultimii ani și uitați de vreme și prăfuiți într-un raft acolo, uitat în subsol, pentru că mulți șobolani au fost în capacitatea asta, din păcate, în anul 2023 își vor găsi jumătatea. 100%. Secretul succesului, că zisei că le dau pentru fiecare zodie, secretul succesului pentru șobolan în anul 2023 este să profite cât se poate de mult de direcția nord
Și dacă lucrează la birou, să stea cu fața spre nord. Dacă vor și pot să-și orienteze capul cu direcția spre nord atunci când dorm. Și de asemenea să placeze în nordul casei lor un remediu fie din apă statică, fie din apă dinamică. Asta este secretul. Locul 2. Da? Cea mai minunată a doua zodie din anul 2023 este câinele. Câinele care de ceva vreme a avut și el diverse hâcuri și diverse suișuri și coborușuri cu mai multe coborușuri, brusc o să se regăsească într-un an în care lucrurile o să meargă lin ca unse strună, în special la nivel de carieră și afaceri. Orice câine care este om de afaceri, care are propria lui afacere de orice fel, da? Va avea drumuri deschise către succes. Singura condiție este ca scopurile sale în afacere să fie cât se poate de clare, planificarea să fie cât se poate de clară, iar marea ispită pentru orice câine la anul va fi să pună atât de mult accent pe business-ul ăsta și pe muncă și pe carieră, încât să uite că mai are și o viață privată, să uite că poate mai are o nevastă sau un soț sau un iubit sau mai știu eu ce, să uite că mai are copii, să uite că mai are o casă. Dacă nu vrea să o dea în extreme, câinele este obligat să-și reevalueze cumva situația și să păstreze echilibrul dintre muncă și casă. Este fundamental să facă chestia asta. Da? Din punct de vedere al sănătății, nu avem mari probleme, singura excepție putând fi mici probleme articulare, în special manifestate în zona genunchilor, deci mare grijă câinilor dacă se duc la schi. La nivel de relații, toate porțile sunt deschise, cu condiția să nu prioritizeze atât de mult munca, banii și cariera, încât să uite de iubit-iubită, pentru că dacă vor face chestia asta, e posibil să-și piardă partenerii și să zică, ia uite ce prostie a prezisă la. Da? Și, foarte important, să nu facă din anul 2023 un an academic. Pentru câine anul 2023, deși unii vor avea tendința să înceapă, știu eu ce, doctorate, studii, facultăți, nu știu ce, poate e bine să mai aștepte un picuț. Da? 2023 și o să vezi și 2024 nu sunt ani foarte bune academici pentru câine. Dar la câine am două secrete pentru anul ăsta. Primul e mai simplu, al doilea mai puțin simplu. Secretul cel mai simplu e așa: dragi omuleți născuți în zodia câinelui, profitați cât puteți de anul 2023, faceți lucruri cât se poate de clare și de eficiente, strângeți bani, faceți bani, ocupați-vă de manifestarea lucrurilor pe care le vreți în viață, casă, mașină, ce vă doriți. Pentru că urmează 2024, care va fi an de dragon și în care clash-ul direct, ciocnirea directă între câine și dragon, va aduce probleme. Și dacă anul ăsta sunteți în rating pe locul 2, la anul veți fi în rating pe locul 12. Vă spun de pacu ca preview. Așa încât, dacă anul viitor e mai nasol, e bine ca de anul ăsta să profităm. Și ăsta e primul secret. Și al doilea secret pentru câine, și este foarte, foarte important, este să se ocupe de următorul aspect. În casa în care locuiește câinele, centrul casei să fie curat, aerisit, deschis și luminos. Să nu existe sub nicio formă certuri în centrul casei, să nu existe depozite în centrul casei, să nu existe niciun fel de mizerii în centrul casei. Este foarte important și în centrul casei să placeze bambus tânăr, proaspăt, fără să fie ofilit sau uscat. Pe locul al treilea este zodia iepurelui. Iepurele însuși în anul lui, iată că are foarte, foarte multe stele pozitive, iar succesul iepurelui va fi extrem în anul 2023, cu condiția să-și dorească.
Toți cei care sunt născuți în zodia iepurului și au visat vreodată să-și găsească conexiunile necesare ca să poată să plece în străinătate sau ca să poată să-și facă o carieră în străinătate sau ca să poată să-și facă o carieră în altă parte în România, la altă firmă, la altă companie sau să-și facă propria lor afacere, vor avea succes deplin în 2023. Cu condiția că ei vor trebui să investească timp și probabil și bani în dezvoltarea lor personală. Este un an deosebit de important pentru iepurași să investească timp și resurse în a învăța, în a se dezvolta personal, în a învăța skill-uri noi și capacități noi de care poate să se folosească la locul de muncă. Este foarte important următorul secret al succesului pentru iepure. Iepurele în 2023 să se ferească ca dracu de tămâie de orice formă de competiție directă în care să intre că vrea el. Să evite competițiile și să-și vadă el de drumul lui și de cărarea lui, pentru că el e protejat și are succes în orice în afară de competiții. Dacă intră în competiții, mai ales că a vrut el, o să piardă. Cel mai probabil. Da? E, dacă e un aspect la iepuraș care nu e neapărat cel mai bun, este aspectul sănătății. Până la urmă, marele duce Jupiter, este Tai Sui și evident că ne afectează sănătatea. De ce ne afectează sănătatea? Hai să și gândim că în Feng Shui noi nu inventăm rahaturi, trebuie să le gândim. Tai Sui-ul, iepurele, este mijlocul estului, este Est 2. Da? Ce se află în Est ca și stea? Ce am zis? Steaua 2, care este steaua bolii. În momentul în care zodia asta se suprapune peste steaua bolii, evident că ei devin sensibili la diverse îmbolnăviri. Femeile devin sensibile la boli ginecologice, iar bărbații devin sensibili la boli urologice. Sigur că pot exista și alte tipuri de îmbolnăviri. Al doilea secret al succesului, dincolo de la cu competițiile, este ca ei în mod obligatoriu, toți cei născuți în zodia iepurelui, să placeze în estul casei lor, inclusiv la locul de muncă, element metal, care mediu, dar în cantitate ceva mai mare decât celelalte zodii. Pentru că în anul 2023, iepurașul este, să zicem așa, cea mai susceptibilă zodie la îmbolnăviri. Locul 4 în clasamentul nostru este calul. Calul care are un an absolut extraordinar. Deși e un an 2023, un an foarte yin pentru cal. E un an în care va căuta extrem de mult conexiunile sociale, e un an în care îi va plăcea să iasă, să se vadă cu prietenii, să rememoreze lucruri, să povestească, să se ducă pe terasă și să bea ceva și să stea până seara târziu să vorbească. Prin aceste ieșiri, prin aceste socializări, calul va reuși să găsească conexiuni prin intermediul cărora să-și rezolve diverse probleme de afaceri, probleme financiare. Din punct de vedere al afacerilor și finanțelor, toate cărările sunt deschise pentru calul nostru, dar este foarte important să înțeleagă două secrete. Orice fel de negociere pe care trebuie să o facă calul în 2023, să nu o facă în mod direct, ci să trimită pe cineva să negocieze în locul lui. Și foarte important, dacă dorește să aibă o protecție a sănătății care și aia poate să fie afectată, dincolo de metalul din est, calul trebuie neapărat să placeze element lemn, bambus preferabil, în vest. Asta este secretul calului pentru succes. Nu este un an tocmai bun pentru mariaj și recomand ca în anul 2023, dacă avem cupluri în care unul din ei este cal, să mai așteptați un pic până să vă măritați sau să vă însurați, pentru că este un an destul de tumultos din punct de vedere relațional, dar foarte bun din celelalte puncte de vedere. Deci ca și chei la cai,
Fiți în relații, iubiți-vă, faceți dragoste, nu vă măritați. Nu în 2023. Dacă acum aveți deja nunta pregătită, asta e viața, ce să facem? Da? E un an social, profitați de chestia asta și uite un mic truc ca să înțelegă de ce să nu se mărite. Calul reprezintă o floare de piersică, un peach blossom și într-un an de floare de piersică opusă, un alt peach blossom, da? Evident că căluțul poate să intre în competiție, ceea ce înseamnă că cei care se mărită anul ăsta sau se însoară și în zodia calului, spun chinezii că e posibil să fie înșelați și să aibă de a face cu parteneri sau partenere infidele. Acum, evident că nu putem să generalizăm, dar știi tu cum e românul, mai bine suflăm în iaurt decât să ne înșele nevasta. Așa-i? Bun! Pe locul 5 avem dragonul. Dragonul este, iată, în prima jumătate de beneficitate a zodiilor. E mult mai bine poziționat ca în anii trecuți, deci ar trebui să fie fericit. Dacă la cal am văzut o energie preponderent yang care se manifestă și o lascivitate și mai departe, e, la dragon avem o manifestare din nou slavă Domnului a energiei yang. Asta ce înseamnă? Dragonul va trebui să se miște, să fie activ, să facă sport, să alerge, să-și facă pașii, știi, să umble cu ceas din ăla, deznumără pașii și să facă pașii în fiecare zi, să exploreze lucruri noi, să viziteze, să călătorească. Și ăsta e unul din secrete, cel simplu. Dragul meu, dacă ești dragon, mișcă-te. Deci în anul 2023 dragonul nu are voie să stea degeaba. Dragonul e bine să elimine orice urmă de stagnare, orice urmă de lene, orice urmă de înfrânare și să se miște. Dinamica, cu cât este mai dinamic dragonul în 2023, cu atât este mai norocos. Mai mult decât atât, 2023 este și pentru dragon un an mistic, la fel cum era și pentru șobolan. Nu chiar la nivelul șobolanului anul ăsta, dar dragonul va avea de asemenea capacitatea de manifestare prin forța gândirii. Orice sisteme spirituale, energetice, terapeutice care au de-a face cu mintea și cu forța mentală sunt absolut potrivite dragonului și el trebuie să lucreze pentru a-și dezvolta această forță și capacitate. Care sunt cele două capitole la care dragonul stă mai prost? Din punctul meu de vedere, sănătatea și relațiile. Sănătatea datorită faptului că acest exces de energie yang poate afecta intestinele și dragonii care sunt susceptibili poate să facă ușor infecții din astea gastrice, diaree, tot felul de enterocolite și de asemenea poate să afecteze energia vestibiliare și să aibă dureri de cap. Dar ele sunt tratabile prin masaj, prin acupunctură, prin remedii homeopate, prin pastile, de ce nu? Că poate unora le place să ia pastile, nu niciun fel de problemă. Da? Iar din punct de vedere a relațiilor, ele vor fi funcționale pentru dragon cu singura condiție ca partenerul lor să fie anul acesta la fel de activ și să poată să țină isonul. Pentru că dacă tu ca dragon o să vrei să urci peste toți munții anul ăsta și partenerul tău o să zică, dar mie meleniu vreau să stau în casă, evident că o să existe o anumită disonanță. Asta va fi singura cauză reală a conflictelor relaționale pentru dragon. Dacă însă dragonul are partenera care să fie la fel de activă și să țină pasul, nu vor exista niciun fel de probleme. Secretul succesului pentru dragon în anul 2023 și este absolut fundamental, este să placeze în zona de sud-est a casei și este fundamental să facă chestia asta, orice fel de decorațiune ascuțită, triunghiulară, piramidală, de culoare roșie. Locul 6 și am ajuns la jumătate, deci de aici începe să se împută treaba, da? Dar nu foarte rău, da? Încă suntem în ape nu foarte tulburi, da? Locul 6 în zodiacul nostru, în ratingul nostru, este maimuța cu 6 puncte din 12, zici că suntem la Eurovision, da?
este maimuța, care maimuța va avea un an deosebit de sentimental. Pentru toți nativii maimuță, o să vadă că se vor regăsi într-o perioadă a vieții lor în care le va plăcea să simtă cu inima, să-și exprime iubirea, să-și exprime poezia sufletului, să fie foarte logoreici și foarte atașați și foarte iubitori și foarte tot ce vrei tu, să fie orientați foarte mult spre filozofie, spre misticism, spre lucrurile un picuț mai lălăite, dar drăguțe și profunde. De asta, primul secret îl dau deja de pe acum pentru maimuță, este să exploreze în 2023 obligatoriu latura profundă a spiritualității lor. Este un an în care trebuie să investească timp și resurse pentru propria lor dezvoltare spirituală. Este foarte important acest lucru. Unde le va fi cel mai bine maimuțelor? Maimuțelor le va fi extrem de bine în carieră, atâta timp cât cariera lor se face de dragul carierei. Toți nativii maimuță care se ocupă sau au un job care le face plăcere vor avea succes financiar. Toți nativii maimuță care fac un job doar de nevoie, dar cu silă, trebuie să facă altceva ca să aibă succes financiar. E un an academic profund pentru maimuțe, poate să învețe orice, dar așa cum am zis, dacă sunt băieți deștepți, trebuie să facă orice și să investească în propria lor bunăstare și explorare spirituală. Din punct de vedere a relațiilor, sfatul meu este să nu divorțeze, să nu se despartă, nu e un an bun pentru asta, iar dacă au probleme în relații sau neînțelegeri, să caute pe cât posibil să le rezolve în moduri amiabile. Și secretul fundamental, dincolo de cel simplu pe care l-am spus pentru maimuțele, este să facă în așa fel încât în nord-vestul casei să placeze orice fel de simbol spiritual, metalic. Poate să fie o icoană de metal, de exemplu, există dacă sunt ortodoxi, nu? Există icoane din argint frumoase. Poate să placeze, dacă poate le place budismul, o statuetă cu un Buddha sau Bodhisattva din metal. Dacă sunt musulmani, există coranurile alea cu copertă metalică sau tot felul. Deci, indiferent de unde ești și ce-ți place, ți-a, mă, dacă ești ateu, nu cred că te uiți la mine când vorbesc la 6 TV, așa că nu știu ce să placez, dar nu contează. Da? Deci, indiferent de ce ești și ce îți place să fii în credința ta, în nord-vest plasează o imagine iconică a credinței tale făcută din metal. Bun! Trecem de jumate pe poziția 7 din 12. Avem șarpele. Șarpele care se află încă pe o poziție bună și va avea un an foarte bun cu o singură condiție. Să evite pe cât se poate stagnarea și în special deziluziile. Începutul anului poate veni pentru șarpe cu niște mici deziluzii, cu niște mici, atenție, subliniez mici, pentru că chiar sunt mici, mici așteptări care poate nu se îndeplinesc așa cum trebuie, dar șarpele niciodată nu trebuie să uite să creadă în propria lui putere interioară. Pentru că șarpele este a treia zodie care are abilități mistice mult întărite în anul 2023. Da? Cine-i ciuma pentru șarpe în 2023? Propriile trăiri, simțiri și emoții. Va avea un talent să-și exagereze dramatismul maxim. Dacă aveți prieteni șerpi, o să vedeți că se transformă în drama queens din ăia maximi, care dintr-un răhățel o să facă o telenovelă indiană la sezonul 14. Deci nu vreți să știți cum o să fac. Trebuie să aibă... nu știi nimic, stai să vezi. Stai să vezi ce se întâmplă. Deci la nivel emoțional, crede-mă, se transformă în telenovelă, da, indian. Uh-huh. Da? Așa. Ei trebuie să aibă mare grijă. Mai stai și cu dușmanul în casă cum e? În sezonul 15.
Mare grijă la șerpi ce scot pe gură, ce cuvinte spun, pentru că au un talent să rănească prin vorbe în anul 2023 la modul fantastic. Și din păcate știi că vorbele mai greu le iei înapoi, că ele lasă o amprentă în egregorul fundamental akașic și nu mai poți să le scoți. Odată spuse, ele au rănit. Un an excepțional pentru carieră, un an excepțional pentru bani, un an excepțional academic, un an foarte slab relațional, iar ca sănătate este slab doar sau preponderent pentru fete, în special fetele care au probleme cu sânii sau care au probleme cu coloana vertebrală. Secretul succesului pentru șarpe în anul 2023 este să aibă grijă ca în sectorul nord-estic al casei lor, să păstreze întotdeauna o zonă curată, luminată, perfectă și întotdeauna să aibă grijă ca în zona respectivă să existe o cât de mică, un cât de mic remediu de apă statică sau în mișcare. El este cel remediu ăsta, care de fapt e un remediu special de Seven Star Robber, îl numim noi, care ține de, și de Steaua 7. Este un remediu care le va ține emoțiile în control, astfel încât să nu facă urât sau mai urât decât e cazul. Da? Locul 8 din 12, ne apropiem, este capra sau oaia, cum vrei să-i spunem, e aceeași zodie, indiferent de denumire, capra sau oaia, care deja de aici începem să dăm sfaturi cu ai grijă să. Pentru capră sau oaie, anul 2023 are un cuvânt de ordine, de fapt o frază, o propoziție de ordine. Nu te grăbi. Graba strică treaba. Nimic din ce ai de decis nu decide de azi pe mâine. Cere sfaturi înainte de a lua o decizie, în special decizii importante. Pentru că singurul capitol la care capra are mult, 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 mult succes în anul 2023 și fără prea multă bătaie de cap, este partea de carieră. N-am nicio problemă, n-am nimic de comentat. Dar la nivel de relații și de sănătate, toți nativii în zodia caprei trebuie să aibă mare grijă ce mănâncă, trebuie să aibă mare grijă să doarmă corespunzător, să facă mișcare și în special dacă sunt bărbați născuți în zodia caprei, să aibă mare grijă la tendința fantastică de îngrășare pe care o pot manifesta în 2023. Problemele de sănătate pot fi diverse, dar se pot evita în totalitate printr-un stil de viață sănătos și armonios. Dacă nu există un stil de viață sănătos și armonios, dincolo de îngrășare, pot avea apărea tot felul de probleme. De asemenea, capra este într-un risc major de a fi trădată și un risc major de a fi dezamăgită de persoane pe care le considera apropiate, de prieteni, de oameni care știu eu îi considera nobili, îi considera susținători și suporteri. Mare grijă la controlul emoțional în momentul în care veți trece prin situația asta, în care veți vedea cumva că sunteți dezamăgiți de oamenii apropiați. Nu știu, respirați adânc, faceți ce știți voi, nu puneți la suflet. Cele două secrete fundamentale pentru succes pentru toți nativii capră în 2023, în primul rând, învață meditația, este foarte important să înveți exerciții de relaxare și exerciții de meditație. Al doilea lucru, este foarte important să pună metal în sectorul estic al casei, dar să pună metal în cel puțin două zone distincte din estul casei. Și al treilea secret pe care îl dau pentru capră în mod special, să evite pe cât se poate călătoriile împreună cu persoane necunoscute. Deci orice formă de excursii din astea, știi, organizate în grupuri în care nu știi exact cine o să fie, ce o să fie, le evităm. Mergem în concedii, mergem în vacanțe, doar și numai alături de persoane pe care le știm. Locul 9 din 12 este boul sau bivolul, cum vrei să-i spune. Mie îmi place să zic, domnule, ești bou.
Nu-mi place să zic că ești bivol, da? Deci cum aș da o mistrețul tot la coadă. Stai liniștită, sunt după tine. Deci, așa că asta e. Bun, bivolul. La bivol, deși este pe locul 9 din 12, trebuie să știi că el poate să aibă un an deosebit de bun dacă învață să-și țină gura și să stea la locul lui. Au englezii vorba aia, știi, to keep a low profile. Dacă bivolul învață să keep a low profile, adică să stea acolo în banca lui fără să iasă foarte mult în evidență, atunci toate lucrurile vor funcționa absolut de minune pentru el. În special la capitolul carieră și bani, bivolul chiar nu are de ce să-și facă griji dacă învață să stea în banca lui. Da? Cu cât are mai mult autocontrol, cât reușește să nu se bage în problemele altora, pentru că are talentul ăsta de a se băga el și de a scormoni în locul altora. Da? Anul ăsta să stea pe loc, să nu mai facă de-astea. Aude el de nu știu ce probleme, aude el că s-au conflictualizat alții, să nu se bage. Ăsta e primul secret pentru bivol. Nu te băga unde nu-ți fierbe oala. Dacă nu-ți cere cineva ajutorul, nu te băga. Dacă o bătrânică nu ți-a zis în mod expres să o treci strada, nu o trece strada, că te acuză de viol. Da? Deci mare grijă. La modul, știu că e un exemplu tâmpit, dar sunt situații pe care bivolul le va experimenta în 2023 dacă nu are grijă. E posibil să fie acuzat de foarte multe lucruri și în special pe nedrept, din nimicuri, pentru că optica lui va diferi de optica celor din jur. Da? Dacă va face aceste lucruri, cel puțin la nivel de carieră și la nivel de bani nu va avea niciun fel de problemă. Problema este la nivel de relații, unde dacă e deja într-o relație, e bine să o țină acolo și să o îmbunătățească, iar dacă nu este într-o relație, poate e bine întâi să se gândească ce vrea exact și după aia să o caute. Pentru că va avea un talent în perioada asta bivolul de a complica lucrurile emoțional în relații, conștientizând până la urmă că nu știe exact ce vrea. E ca și cum nimic nu-l mulțumește. Iar din punct de vedere al sănătății, mare grijă la bolile infecțioase și mare grijă la tulburările din spectrul anxietății și panicii. E foarte important. Secretul succesului pentru bivol în anul 2023 este dublu. Înainte de toate, neapărat să profite de sectorul sudic al casei, dacă se poate biroul să fie poziționat în sud, la birou să stea cu fața spre sud, dacă se poate în sud să-și desfășoare cât mai mult din activitate. Tot în zona sudică este important să existe remediu de apă în mișcare. Iar al doilea, că am zis că este dublu și este obligatoriu remediu ăsta, în sud-est să aibă neapărat elementul foc. Orice, așa cum am mai spus, de culoare roșu și așa mai departe. Dacă astea nu le face, bivolul va avea anumite probleme. Bun, și am avut locul 9, locul 10 din 12. Tigrul! Nu e încă mistreț. Este tigrul. La tigru, atâta pot să zic. Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care noi îl avem în lumea asta. Pentru tigru, obiectivul principal numărul 1 în anul 2023 este să aibă grijă de sănătate și să aibă grijă să nu-și sacrifice sănătatea pentru carieră. E un an în care tigru va avea foarte multe oportunități noi de carieră, foarte multe oportunități noi de a se, cum să spun, de a epata cu cariera lui, foarte multe oportunități noi de a evolua și de a câștiga mai mulți bani, dar toate aceste oportunități vor veni cu costul sacrificiului propriei sănătăți. Și atunci tigrul are de învățat lecția echilibrului. Da, ai posibilitatea să faci jobul ăsta și să câștigi nu știu câte zeci de mii de euro, dar mai bine lucrezi un pic mai puțin și ai grijă de tine, că câștigi mai puțin, dar nu te îmbolnăvești. Pentru că sensibilitatea la boala a tigrului în 2023 este foarte, foarte mare. De aceea lecția numărul 1, orice tigru care se respectă, este bine să-și facă așa un check-up
de sus până jos, să vadă unde scârție și să înceapă să bea ceaiuri, să ducă la sport, să facă masaje, acupunctură, ce terapii dorește, chiar medicale, nu am niciun fel de problemă, dar asta să fie primul scop. Apoi, abia să se gândească la carieră. De asemenea, e foarte importantă partea academică pentru tigri. Dacă au de studiat, de terminat anumite studii, de dat anumite examene, este o perioadă extrem, extrem de bună. Riscul la ei este însă să fie înșelați de parteneri sau înșelați în iubire, lucru care și ăsta tinde să-i afecteze fizic. Dacă vrei așa o zodie a psihosomaticii pe anul 2023, e tigru. Ce li se întâmplă mental, tinde să-i afecteze fizic. Un secret important pentru tigru ca să le fie bine este să evite sub orice formă dormitorul în sectorul estic. Ai văzut că n-am interzis la nicio altă zodie, la tigru evitați dormitorul în sectorul estic. Dacă nu aveți de ales sub nicio formă și trebuie să dormiți în sectorul estic, remediu metal trebuie să fie în cantități industriale. Glumesc acum, nu chiar industriale, dar mult mai mult decât ceilalți. Pe locul 11 din 12, mistrețul! Da? Într-un final avem mistrețul. Care mistreț, cel puțin conform ratingului tradițional, n-are cel mai bun an, din lipsa stelelor benefice, dar are și multe părți bune. Anul 2023 pentru mistreț este un an în care, atenție, trebuie să se bucure de viață. Unul din maestrii mei spune așa: mistrețul în 2023 trebuie să se poarte ca și cum 2023 este o croazieră de vis și un concediu de neuitat. Dacă va avea această atitudine, mistrețul nu va avea nicio problemă. Dacă însă mistrețul se va stresa și va începe să se streseze cu toate chestiile și cu aoleu, avem plățile, avem de făcut aia, trebuie să facem aia, responsabilități și așa mai departe și așa mai departe, în momentul ăla se activează anumite energii care afectează mistrețul în primul și în primul rând viața personală și sănătatea. Da? Ce înseamnă asta? Primul mare secret pentru mistreț în anul 2023 este să învețe, să dea și să transfere responsabilitatea diverselor acțiuni oamenilor lui de încredere. Adică lucrurile pe care știe că trebuie să fie făcute, să le dea. Cu tare, tu faci aia, tu faci aia, tu faci aia, tu faci aia. La sfârșit, mistrețul se uită și zice: ok, uite, tu aici mai faci un pic așa, că mai trebuie așa, tu ai făcut bine, sănătate, la revedere, și își ia mojito-ul fără alcool și se duce pe terasă. Deci cam asta e bine să fie atitudinea mistrețului dacă vrea să aibă un 2023 mișto. Și cu atitudinea asta chiar poate să aibă un an excepțional. Fără boli, fără pierderi, fără nimic. Da? Problema la mistreț este că toate bubele astea se activează cu cât își asumă mai multe responsabilități și cu cât începe să facă mai multe lucruri. Da? Deci trebuie să înveți să transferi responsabilitate. De asemenea, mistrețul în 2023 trebuie să evite orice formă de certuri, pentru că mistreții vor avea tendința să fie parte sau să fie implicați în tot felul de certuri și în tot felul de scandaluri, în tot felul de bârfe, în tot felul de vorbe urâte, trebuie să le ignore cu desăvârșire, să nu le pună la suflet. Da? Pentru că sistemul cardiovascular e unul din alea sensibile pentru anul 2023 la mistreț. Care este cheia succesului pentru mistreț? Este ca în mod obligatoriu să se asigure ca, dacă stă la casă, tot exteriorul casei să fie, adică curtea, să fie extrem de curată și să nu existe mizerii, să nu existe buruieni și tot felul de lucruri. Și intrarea în casă, holul de la intrare, ușa de la intrare și zona de intrare să fie extrem de primitoare, de luminoase și întotdeauna în zona de nord-est, nord-est, da? A casei, să existe un remediu de, îl numesc chinezii, apă luminoasă. Ce înseamnă apă luminoasă? Înseamnă un vas cu apă în care plutește o lumânare.
ei în mod tradițional făceau din hârtie niște, știi, ai văzut vreodată, niște floricele din alea ca niște lotuși în care puneau lumânare sală, nu trebuie să faci hârtiuță de alea, dar există apa luminoasă, un bol transparent cu apă în care plutește o lumânare și se obișnuiește ca în fiecare zi să se schimbe acea apă și acea lumânare. Și ăsta a pus în nord-est, este unul din secretele succesului pentru Mistreț, cu excepția secretului suprem, Mistrețul să-și vadă anul ăsta ca pe o croazieră și ca pe cea mai frumoasă vacanță, da? În care doar transferă responsabilitatea oamenilor. Să le transferă la șerpi, așa glumesc, că oricum sunt victime. Da, știu. E un an cu tus și întors. Și pe ultimul loc, în clasament, pe 12 din 12, cu cel mai mic punctaj, este Cocoșul. Cocoșul. Cocoșul nu va avea probleme, știți, fac o glumă cu maestru, un maestru, Cocoșul nu va avea probleme în anul ăsta decât la nivel financiar, de sănătate și relațional. În rest, totul bine. Da? Hai cu aglumesc. Nu e chiar așa. Ideea e în felul următor. Cocoșii pot să aibă succes, au un potențial destul de mare dacă îndeplinesc 5 condiții mari și late. Prima condiție pentru ca orice cocoș care se respectă să aibă succes în 2023 este să nu se dea bătut. E posibil ca lucrurile să nu iasă din prima, dar asta nu înseamnă că nu o să iasă. Că ies din a doua, că ies din a treia, o să iasă. Al doilea secret al cocoșului este ca în anul 2023 să calce în picioare cu toată forța lor orice urmă de lene și de amânare, care oricum e specifică zodiei, dar care în 2023 va avea tendința să crească și ei trebuie pur și simplu să le calce în picioare și să muncească, să muncească, să muncească. Știu că sunt marxist-leninist, dar muncă, 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 muncă pentru cocoș în 2023 este chiar succesul. Al treilea aspect foarte important pentru cocoși. Oricât simțiți că o să dea în voi amorurile și îndrăgosteala, țineți minte că 2023 nu e anul cel mai potrivit în care să vă focalizați pe amor și îndrăgosteala. Focalizați-vă pe orice alte aspecte care sunt mult mai importante. Și anume, punctul 4. Focalizați-vă pe sănătate. Cocoșii vor avea tendință de îngrășare. Este foarte important să nu vă îngrășați. Și cocoșii vor avea tendință de probleme serioase la nivel osteoarticular. De aceea recomand orice formă de mișcare, kinetoterapie, orice fel de tratamente de flexibilitate, yoga, mai știu eu ce, care să ajute la mișcare. Da? Deci sănătatea e un aspect important. Și al cincelea lucru, cheia fundamentală a succesului pentru cocoși, dacă vor asta, să aducă în 2023 elementul de nou în tot ceea ce fac. Vor succes în carieră la locul de muncă, să aducă elementul nou. Vor succes în relații, să aducă ceva nou, să scoată monotonia. Orice trebuie să fie făcut prin perspectiva noului și prin perspectiva obligatorie a eliminării lenei. Mare grijă, nu se recomandă sporturi periculoase, nu se recomandă curse de mașini, nu se recomandă cățărat pe munți, nu se recomandă bungee jumping, nu se recomandă mers cu avioane supersonice, deci toate chestiile astea periculoase, urcat pe macarale și mai știu eu ce cățărări pe nu știu unde, le amânați pentru 2024 când urcați în rang foarte bine. Da? De asemenea, puneți bani deoparte și asigurați-vă că spiritul cheltuitor care va crește în mod exponențial în 2023 va fi ținut în frâu. Două secrete fundamentale pentru succesul cocoșului. În primul și în primul rând, în vest trebuie să fie poziționat lemn plutitor, adică lemn care se află în apă, ori vază cu flori permanent, ori bambus pus în suport de apă, nu în pământ. Da? Deci asta trebuie să existe în vest. Al doilea secret fundamental, trebuie să existe metal în est, așa cum știm că e steaua 2, dar metalul să aibă formă sferică sau emisferică. Și al treilea secret al succesului pentru cocoș, este foarte, foarte important ca în centrul casei să existe
orice formă de, cum să spun eu, mini-altar, dacă vrei, da? Poate să-și facă o zonă mică de altar în centrul casei, care să fie un altar al credinței sau un altar al dragostei. Poate să fie o chestie metaforică, poate să fie o poză cu familia lui, da? Poate să fie o icoană favorită, poate să fie o zonă în care își aprinde o lumânare, în care spune o rugăciune. Orice, centrul casei se transformă într-un altar. E, și iată pe scurt ratingul și predicțiile. Nu insist pe predicții pentru că ele oricum sunt generale și neimportante, dar insist pe faptul că am dat aceste mici secrete pentru fiecare dintre zodii și este singura, prima și ultima dată când le dau pentru 2023. Punct. Așa că telespectatorii ar face bine, dacă doresc să le fie bine, să pună în aplicare aceste secrete. Ele sunt lipsite de orice formă de reacție adversă, de orice formă de contraindicație și nu interacționează cu nicio altă metodă terapeutică sau de remediere din Feng Shui. Și cu acestea fiind zise, zând tu ce întrebări mai ai și îți răspund cu mult drag. Să ne spui, pentru că în fiecare an ai făcut-o, dacă există niște culori pe care ar trebui să le purtăm anul acesta, favorabile, niște culori ți care... Se pare că o să-ți răspund diferit de anii trecuți, nu-i așa? Da, culorile favorabile sunt culorile în care te simți cel mai bine. Eu unul nu fac parte din acesta care recomandă culori. Într-adevăr, folosesc în remedierea din Feng Shui culori, în special pentru foc și pentru steaua 3, dar în rest mai puțin. Eu, de exemplu, așa cum știi și oricine mă cunoaște, știe foarte bine că mă îmbrac des în negru și nu pentru că aș fi ceva lugubru sau pentru că așa îmi place mie să mă îmbrac în negru, că așa îmi place mie. N-o să mă vezi în prea multe culori aprinse și intense și nu am nicio rațiune mistică în spatele lui, pur și simplu așa mă simt eu bine. Îmbrăcați-vă în ce culori vă place și faceți lucruri mai interesante într-un an atât de ascuțit ca ăsta, când e bine să acționați cu chestii care chiar contează. Da, foarte completă analiza ta. Nici de departe completă, dar e un starter point bun, zic eu. Eu zic că este. Eu am ascultat și alte analize făcute pentru anul 2023. Deja, cum să spun, circulă pe rețelele de socializare și este cea mai completă. Sărut. Nu este ceea ce, tot ceea ce știi tu, tot ceea ce poți, asta este clar. Dar ai... promis că ne vedem o dată pe lună, iar pentru cei care doresc mai mult, tu faci tot felul de întâlniri cu ei și de asta aș vrea să te și întreb care este, cel puțin pentru prima parte a anului, agenda ta. Sunt multe chestiuni. Avem o întâlnire, nu știu exact datele, le găsește lumea pe site acolo, în care vorbim despre cum să ne adaptăm la trecerea la perioada nouă. Avem tot felul de întâlniri despre meditație, meditație nordică, meditație șamanică, meditație sub toate formele ei, pentru că ai văzut că anul ăsta meditația și practica asta a intrării adânc în subconștient e fundamentală pentru toate zodiile. Avem, de exemplu, întâlniri despre secrete ale manifestării relațiilor și a iubirii. Dacă în anul 2022 m-am ocupat foarte mult de manifestarea prosperității și financiare, în anul 2023 o să mă ocup foarte mult de manifestarea sănătății, a relațiilor și a iubirii. Și oricine dorește să știe poate să intre pe site-ul meu și găsește acolo programul. Mulțumesc tare mult pentru această analiză. Încă o dată eu spun că este foarte la obiect așa. Pentru cei doresc mai mult, te contactează. Am aici și pot să dau numărul de telefon de la tine, de la cabinet? De la cabinet, sigur că da, poți să-l dai. Site-ul meu, rizvamladrusu.ro, poate să mă caute pe YouTube. Așa cum am spus, poate să trimită semnale de fum. Nu e niciun fel de problemă. Cine caută, găsește. Corect. 0758-020-536 este numărul de telefon de la cabinet. Este numărul pe care dumneavoastră îl vedeți pe ecran.
Rizvan Rusu, Rizvan Vlad Rusu, da? .ro. Și nu uit să arăt cu permisiunea ta cărți, o parte din cărți, pentru că am aici un... le-am luat așa, la întâmplare. Am un teanc de cărți, toate ei aparțin lui Rizvan. Ce să vă arăt? Să vă arăt dicționar de simboluri. Ce vreți dumneavoastră găsiți? Este editura, te rog frumos să spui. Este editura Trinity, editura cu care colaborez eu. Dicționarul ăla de simboluri, nu știu cum a avut, a fost o carte pecetluită, a apărut din toate cărțile mele, cartea aia a apărut până acum în 12 filme de lung metraj și seriale. Inclusiv într-un serial care a fost străin, filmat la noi în țară în anul care tocmai a trecut și a apărut de două ore. Nu știu de ce. Ar trebui să faci cumva un banner ca să pot să trec, să pot să arăt mai stai mult. Stai stăpită că anul ăsta o să mai apară, așa cum ți-am mai zis, încă 3 volume, așa încât o să mai trebuiască să ai loc acolo pentru ele. Abia aștept, cred că este, așa cum ai spus, un an în care este bine să citim. Da, deci, și e un an în care contează magia, în care contează mult ritualul, în care contează mult dezvoltarea mentală și în care contează mult restabilirea legăturii personale cu divinitatea. Și din pricina asta, cel puțin lucrările pe care le pregătesc pentru anul acesta, au de a face cu o metodologie la obiect și ușor de aplicat pentru toată lumea, pentru a-și putea dezvolta această legătură și pentru mai ales a-și putea dezvolta capacitatea magică și capacitatea de a intra în contact cu alte dimensiuni, mai multe nu zic deocamdată. Da, îți mulțumesc tare, tare mult pentru această seară, Rizvan. Cu mult drag. Pentru mine e o plăcere întotdeauna și eu sunt convins că dacă și o persoană beneficiază de pe urma tot ceea ce am spus noi astăzi, atunci misiunea noastră este îndeplinită și ca de obicei vreau să dedic meritele și energia frumoasă generată de noi în emisiunea asta pentru bunăstarea, sănătatea și binecuvântarea tuturor ființelor din univers care au nevoie de lumină, de iubire, de pace, de compasiune și iertare. Doamne ajută! Încă o dată îți mulțumesc dumneavoastră, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Până săptămâna viitoare vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși și avem aici promisiunea de suflet că spre sfârșitul lunii ne revedem. Încă o dată îți mulțumesc că spun la mulți ani, toate cele bune, tot ce îți dorești tu să ți împlinească în acest an. Să dea Dumnezeu. Vreau să contrazici total predicțiile în ceea ce ne privește pe amândoi. Siguranță. Pe ultimele două locuri. Bătute în cuie. Predicțiile zmenite să fie o competiție cu tine însuți. Chinezii au o vorbă. Japonezii au o vorbă. Ei spun masakatsu agatsu, adică victorie împotriva sinelui. Aia este cea mai mare victorie pe care o poți avea. Lupta cu tine însuți. Este o vorbă din Bushido, din știința luptătorilor samurai și care întâi de toate trebuiau să se cucerească pe ei înșiși. Și asta se întâmplă și cu noi și cu siguranță vom avea succes. Sigur că da. Astrele, stelele predispun, omul dispune. Exact! Încă o dată îți mulțumesc tare mult, dumneavoastră vă mulțumesc, o seară minunată, revedem! Bine v-am regăsit, oameni buni! Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic, fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact
cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.